seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră într-o nouă ediție, cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat special. Și fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem un venit doamnei Veronica Iani, scriitor și ilustrator. Veronica, bine ai venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Mă bucur să ne vedem de data aceasta și în fața camerelor de luat vederi. Iată-ne că astăzi ne-am propus împreună să discutăm despre povești, despre povești pentru suflet și, bineînțeles, tu, ca și autor, ilustrator, ai această misiune nobilă de a te putea adresa cititorilor tăi de la cele mai fragede vârste și prin intermediul acesta al cuvintelor așezate frumos și, bineînțeles, a imaginilor care îi fac să se apropie în primul rând de carte și apoi, bineînțeles, de Dumnezeu. Pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să începem cu câteva cuvinte despre tine. Sau, de fapt, hai să începem altfel. De unde a început pasiunea aceasta pentru scris, pentru cărțile pentru copii, pentru interacțiunea aceasta cu copiii, cu familiile, cu subiectele acestea, să spunem, sensibile ale societății și cum ai ajuns să faci asta? Pasiunea mea pentru scris nu a început de la un anumit punct, deci eu nu mi-am dorit să scriu. Pot să spun că nu mi-a plăcut să scriu, adică în școala generală uram compunerile când era, când auzeam de compuneri cu toamna, cu iarna, cu ce a făcut în... Deci nu îmi plăceau, nu mi-a plăcut să scriu. Mă rog, luam note bune, dar nu mi-a plăcut să scriu. Mie îmi plăcea matematica. Deci am fost pe partea asta de științe exacte. Deci nu mi-am dorit să scriu. Nu mi-am dorit să desenez. Deci am desenat, îmi plăcea să desenez, dar tot așa, până în clasa 8-a am desenat. Deci apoi, la liceu, ce am făcut, desen tehnic sau altceva, nu am făcut. Descris teme și atâta tot. Ulterior n-am mai scris nimic. Când au apărut mail-urile, mai scriam mail-uri, dar nu cred că se poate pune la CV unui scriitor că scria mail-uri. Deci nu mi-am dorit. A fost, deci cumva a venit peste mine chestia asta, că Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta fără să-l rog, fără să visez. Deci n-a fost visul meu. Mi-a plăcut matematica, am făcut liceu de matematică fizică, am făcut apoi facultate de matematică fizică în Constanța, am predat, apoi am fost profesoară vreo 2 ani și jumătate, am renunțat pentru că m-am mutat în București și mi-a fost, nu știu, cumva greu să încep să fiu profesoară în București. Așa că am... În seara aceasta, pe lângă ceea ce vom discuta referitor la ceea ce tu faci, modul în care tu îți exprimi credința prin aceste texte pentru copii, da? Ești o scriitoare pentru copii și faci desene foarte frumoase ca să poți ilustra cărțile acestea, tu ai, până la urmă, o structură 100%, a spune, tehnică spre științele exacte, care, a zice eu, rar întâlnești pe cineva care să fie foarte bun, să zici, în zona aceasta și, de asemenea, apoi să fie și un scriitor. Tu deja ai o mulțime de cărți publicate și ai trecut de faza aceea de începător, așa că ți-ai dat examenul de scriitor și mai ales ești un scriitor validat, un scriitor foarte cunoscut în zona aceasta a copiilor. Da, deci, cum am zis, a venit Dumnezeu mi-a scos chestia asta, mi-a scos în față. Eu nu am știut că tot drumul meu, de fapt, spre asta era. Deci nu am știut, dar era apărut tot felul de greutăți. Am trecut prin foarte multe lucruri de-a lungul vieții. Se tot închideau diverse lucruri în mod dureros și cumva n-am înțeles. Eu nu aveam treabă nici cu credința pe vremea aceea, adică... Deci, pe de-o parte... Eu n-am avut treabă cu Dumnezeu, cu... Cumva deci... exista, eu... Da, nu ziceam că nu există, dar nu aveam eu treaba lui, eu pe aici... Foarte interesant, deci, practic... Eu n-am avut treabă până cu Dumnezeu, nu. Și de toate lucrurile astea m-au adus, până la urmă am ajuns așa, undeva pe margine, la o... Exact așa simțeam.
că sunt pe o margine la o prăpastie, știi? Și în momentul ăla aveam așa de ale, asta am văzut clar, care erau două drumuri. Ori merg, alerg pe, partea asta cu Dumnezeu, ori alerg ceea ce, cum voiam eu, ce, cum era până atunci. Mie mi se părea o chestie, partea asta cu Dumnezeu, ceva habotnic, ceva lipsit de... Nu înțelegeam ce cu... Ce treaba de credință? Că nu poți să-ți explici ceva. Nu, da. Nu, mi se părea lipsit de libertate. Deci nu, clar. Dar am simțit, totuși am avut căutarea asta. Și la un moment dat am ajuns la punctul ăsta în care am zis, bun, am încercat prin toate părțile și așa, dacă tot acum sunt în această răscruce, hai să merg pe partea asta, să văd ce se întâmplă. Și am hotărât, dar merg. Adică nu stau două săptămâni și văd. Și am început să citesc, să studiez, să merg. Și la un moment dat, alegând, deci nu era ușor, și n-au început lucrurile să devină frumoase, că lumea crede că dacă alegi pe Dumnezeu, cumva așa, dintr-o dată, se face soare în jurul tău și dispar toate problemele. Și ce frumos este, dar nu a fost așa. Nu era așa. Lucrurile erau grele în continuare, însă pentru mine au început să capete sens lucrurile. Ai început să simți mâna lui Dumnezeu, sprijinul. Am început să simt, să înțeleg și să... Și la... mergând pe drumul acesta, la un moment dat, cineva m-a pus să scriu o poveste. Deci, habar n-am... De ce Dumnezeu l-a luminat să mă pună să scriu o poveste? Persoana aceea foarte pasionată de cărți pentru copii. Și eu am zis că nu scriu o poveste, pentru că nu știu să scriu poveste. Nu scrisesem povești, cum puteam să scriu o poveste? Și am refuzat. Am zis, nu scriu poveste, că știu pe altcineva care scrie povești. Și apoi mi-a mai zis odată, mai scriu o poveste, mai scriu de vreo trei ori. Adică, da, scap și odată de bătaia asta de cap, hai să scriu o poveste. Și am scris o poveste. Și apoi am mai scris încă una, s-au publicat în niște reviste. Și au fost vreo, nu mai știu, 15. Era foarte stresant. În fiecare săptămână să scriu o poveste era îngrozitor pentru mine. Când venea luni dimineața, Doamne, ce scriu? Și apoi, când s-a terminat proiectul, m-am trezit că îmi place să scriu. Ce frumos! Ce frumos lucrează Dumnezeu! Și apoi am întâlnit-o și pe Alexandra Nadane și am intrat în mișcarea aceasta pro-viață. Inițial am început să și desenez. Croaznic la început. Deci... Cineva am început... Adică nu desenasem din clasa 8, adică și eu când am început să scriu, eu aveam vreo 40 de ani, deci totuși nu exersasem. Și am făcut eu povestioare, am făcut și niște desene, așa, eram foarte mândră, evident, că ești mândră totdeauna de ceea ce scrii și desenezi. Și când am dat cuiva să vadă, mi-a făcut praf. Desenele aia că arată ca pentru un copil de 2 ani. Am zis, nu se poate și ceva. Am fost revoltată. Și, dar m-am ambiționat. Și am început să fac niște un fel de cursuri așa cu cineva. Ceam dată pe săptămână. Peisaje, alte lucruri, nu erau desene pentru copii. Și la un moment dat... Mi-am dat drumul cumva la mână, am început să facem pancartele acelea pentru marșul pentru viață. Atelierul de pancarte. Da, m-a sunat Alexandra, știi, avem nevoie de niște pancarte, da, când ne vrei, pe mâine. Eu, Doamne, zic, când să le fac eu pe astea? Și așa am început colaborarea cu ea și cărțile au început să... Și cumva din cauza aceasta am și mers cu tot ce am scris, exact pe partea asta, și pro-viață, și pro-familie, și pro-credință. Deși mi-ar fi fost mult mai ușor să scriu cărți astea mai ușoare, așa, mai, cum le zic eu, baloane de săpun. Într-adevăr, adică, ai ales o cale dificilă. Și pentru că e mult mai ușor să scrii doar ceva nostim. Eu pot să scriu foarte nostim, dar e ușor să scrii, mi-ar fi fost mult mai ușor așa. Fii atent, te urmăresc și sunt uimit și încercăm să transmit asta și telespectatorilor noștri. Văd când, practic, mărturia ta, că, până la urmă, asta este ceea ce ne spui în seara aceasta, mărturia ta de viață și văd modul în care Dumnezeu a lucrat personal în viața ta și mai mult, văd că odată cu schimbarea aceasta, cu decizia ta de a-L urma pe Dumnezeu și a merge pe calea aceasta strâmtă, cu necazuri, cu probleme, cu urcușuri și coborușuri,
Dumnezeu ți-a deschis atunci și câteva oportunități. Adică că ți-a dat doi talanți așa, poate care zăceau acolo în tine și tu nu știai de fapt că sunt. Ar fi rămas acolo. Ar fi rămas acolo. Pur și simplu, Dumnezeu a șlefuit în tine talanții aceștia și i-ai pus la lucru și darul acesta al scrisului și darul de a desena. Sunt exemple, pentru că este extraordinar că tu, practic, te exprimi în text, în ceea ce scrii, dar ești aceeași persoană care se exprimă și în grafică. Și asta cred că e ușor, pentru că oricât ai explicat unui desenator, da, unui pictor sau știu, unui grafician, să-ți facă poza pe care tu vrei sau desenul pe care tu vrei ca imagine la cartea ta, cred că nimeni nu poate face mai bine ca tine, cel care de fapt a gândit textul. Și ai un, așa, ești... Da, pe mine mă ajută foarte mult, adică... Deși îmi ia cel mai mult, când fac o carte, cel mai mult îmi ia desenatul. Pentru că eu lucrez în acoarelă. Și foarte mult. Apoi, după ce scanez, trebuie să prelucrez desene. Deci e mult, mult. Dar m-a ajutat foarte mult cumva să continui, deci să mă exprim, să pun în desen ceea ce era și în poveste. Adică pe mine mă ajută foarte mult să devină mai expresive cărțile mele. Adică, nu știu, pentru mine să știți că e o minune. Că așa e faptul că am primit lucrurile astea amândouă și de aceea, pentru că, deși mi-a fost greu să aleg să scriu despre credință, mi-era rușine să spun că eu cred în Dumnezeu. Pentru că veneam din altă zonă. Și atunci am zis, dacă Dumnezeu mi-a dat lucrurile astea, păi atunci ce fac, le folosesc pentru altceva? Adică, deși mi-a fost greu. Mi-a fost greu și uneori și acum încă mai am. Ești o minune pentru faptul că recunoști, asta e un mare lucru. Sunt mulți oameni care cred în Dumnezeu și au problema aceasta a identificării personale în fața celorlalți ca și urmașa lui Hristos, da? Ca copila lui Dumnezeu, ca ucenica lui Dumnezeu. Știi că foarte multă lume spune că am credința în inimă, așa cum și tu ai și cum noi avem, dar exprimarea credinței în public este poate cea mai mare problemă a societății prezente. Dar în spațiul nostru de prieteni, la biserică, în spațiul nostru liturgic, da? Acolo ne este ușor, pentru că suntem în spațiu în care suntem confortabil. Dar așa tu, într-un spațiu în care mergi, diferit de cel unde toată lumea vorbește de Dumnezeu, toată lumea își exprimă credința, se duce în afară să spui, da, uite, eu cred în Dumnezeu și ceea ce fac este ca să-mi exprim credința mea în acest mod, prin darul pe care îl ai. Este un mare lucru. Problema aceasta a identificării cu credința creștină este o mare problemă. Oamenilor le rușine de Hristos, oamenilor rușine de Dumnezeu, oamenilor rușine să spun că merg la biserică, oamenilor rușine să spună că merg la marșul pentru viață, da? Că susțin viața, că sunt oameni care le pasă de cei din jur. Dar mai e o problemă. Și a doua problemă este, sunt oameni care merg la biserică, fac asta, au credință, dar nu fac nimic. Tu le ai pe amândouă și asta este, și cred că este modelul creștinului care ar trebui să fie prezent în tot ce înseamnă creștinism în România și nu numai. Pe de-o parte ai credința ta, nu ți-e rușine și pe de-altă parte faci și ceva. Iar ceea ce faci tu este un lucru extraordinar. Pentru că, eu știu, e ca un instrument așa, adică nu că fac, că mă simt... Știți, e pilda Mântuitorul când a intrat în Ierusalim pe măgar și pe asin și oamenii aruncau copii, aruncau cu în față, așa, și și măgarul vedea, știți, toate alea veneau așa spre el, dar de fapt era pentru Mântuitor, el era doar cel care mâna îl ducea, adică eu fac, dar fac pentru că nu consider că... Să știi că asta e atitudinea corectă, ca noi să ne vedem mici, să ne vedem doar niște instrumente în mâna lui Dumnezeu. Fac așa cât... Și totul este nu spre slava noastră, nu spre lauda noastră, da. Ci spre lauda lui Dumnezeu. Aș putea face mai multe, din păcate, adică, din păcate, nu fac cât aș putea face, dar, oricum, măcar... Fii haideți să te mai întreb ceva. Extraordinar, o mărturie care merge. Uitați, stimați prieteni, că sunt oameni care, fără nicio jenă, fără nicio problemă, nu le e rușine să se identifice cu credința creștină și mai ales fac ceva. Și aș zic că este un model de urmat. Veronica, vreau să mergem puțin
spre categoria pe care tu o adresezi cu creația ta, și anume spre copii. De ce crezi tu că literatura aceasta creștină pentru copii este atât de importantă? Sau de ce ar trebui să ne adresăm într-un limbaj pe care îl înțeleg copiii? Că, până la urmă, așa cum spuneai și tu, ai fi putut să scrii altceva, chestii poate mult mai vandabile, mult mai simplu, să te duci pe, să te cobori la mintea unui copilaș care învață despre copilărie, despre copii, despre, știu eu, diverse, despre curaj. Deci abordezi niște teme dintre acestea foarte, foarte, să spunem așa, curente. Să te pui în mintea unui copil nu e atât de simplu. De ce ai ales să mergi spre copii? Eu nici nu m-am maturizat foarte bine așa, știți? Adică eu mă simt... Adică nu mi-e foarte greu. Nu mi-e foarte greu. Deci ești un copil și tu. Nu să fiu serioasă așa, da. Dar nu a fost foarte greu. Adică mă simt foarte bine aici. Mai greu mi-e când ies în lumea oamenilor mari și serioși așa și... prea serios. Mântuitorul ne spune să fim ca copiii aceștia, știți? Da, adică eu mă simt foarte bine acolo și deci am încercat să... Eu nu am renunțat la a scrie, să zic, și amuzant sau să... nu timp să scriu și le fac... Astea sunt armele mele. Apoi le strecor copiilor. Toate lucrurile lor nu le place să fie dădăciți copiilor, ca și nouă de altfel. Și dacă le spui în față și încep că trebuie să faci așa, să faci așa, să faci așa, ei o să îi cam resping. Și atunci m-am gândit să fac toate cărțile astea, numele să fie și cumva și atractive, cumva, deci să fie și puțin amuzante, să îi atragi pe copii prin niște lucruri și să spui în ele acele sâmburi de adevăr, care trebuie, nevoie să fie puși acolo. Sunt niște semințe, că dacă nu le pui, atunci ce mai iese? Ca... Mai mult, cărțile se pot citi împreună cu părinții. Eu chiar îmi doresc ca aceste cărți să fie citite împreună cu părinții, pentru că sunt multe lucruri, sunt niște lucruri care pot fi dezvoltate. Părinții pot folosi aceste cărți ca pe niște instrumente și de la ele să pornească și să dezvolte, să continue discuția cu copiii. Deci, ideal așa ar fi să fie citite împreună. Ai început să abordezi subiecte legate de viață, de proviață, da? Problema aceasta a adopției, problema aceasta a copilașului care urmează să se nască, problema aceasta a unei boli, da? Pe care cineva poate să o aibă. De ce crezi că sunt importante să fie înțelese de copii? De exemplu, pentru un copil, venirea unui alt frățior pe lume, unui surioare, este o noutate. Venirea unui copil întotdeauna trebuie să aducă bucurie, indiferent de condiții, indiferent de situația părinților, indiferent de ce s-a întâmplat, viața este dată de Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu trebuie primit cu bucurie. Asta când privim prin ochii oamenilor maturi. Când privim în ochii unui copil, unii copii, nu știu dacă înțeleg într-adevăr importanța aceasta vieții. Mă întreb, oare cum ai putut tu să explici un limbaj acesta unui copilaș că urmează să vină un bebe, cum spui tu, așteptându-l pe bebe, titlul unei cărți scrise. Prima mea carte cu chiar care prima carte, da. A fost o carte de colorat, se numit Așteptându-l pe bebe și era o carte, are și ceva text acolo, nu doar desene. Și era o familie care urmează să mai vină un alt bebeluș în familie. Și apare așa un dialog acolo între și bebelușul, ce urmează să facă, cum... Erau doar câteva date, adică am simțit nevoia apoi să fac o carte mai complexă. Am trecut la Bebe, o poveste din burtică. De aceea am început colecția Fiecare viață e un dar. Și am zis să încep. Evident, trebuie să început cu Bebe, o poveste din burtică, care a preluat lucruri, să zicem așa, informații din prima carte de colorat și le-am dar am introdus mult mai multe
când am început să scriu cartea, am făcut, dacă n-am citit la embriologie, am găsit un site american foarte, foarte bun. Eu habar n-aveam de lucrurile alea de acolo, deși am doi copii. Dar nu știam când aflasem, că, de când am început cu mișcarea pro-viață, că inima copilului bate la 16 zile. În cartea de colorat bătea la 21 de zile, dar după un an de zile se descoperise că de fapt era la 16 zile. Mă rog, nu inima exact cum arată inima, ci acea formațiune din care urmează, dar la 16 zile. Și apoi am văzut că îi apar amprentele la 9 săptămâni, la 11 săptămâni zâmbește și el este cât o mandarină. Și cartea e făcută... În cartea Bebe poveste din burtică, bebelușul din burtică, el vorbește în toată cartea cu părinții, cu așa, și spune: "O, uite ce mi s-a întâmplat." Așa e foarte amuzantă, e foarte amuzantă cartea, dar de fapt știți de ce am scris cartea asta? Primul meu gând nu a fost să fie pentru copii. Eu am sperat, am vrut să fac această carte pentru femeile care sunt în criză de sarcină. Și am visam, zic: "Doamne, dacă o femeie va citi această carte și va vedea acolo că uite când îi apare amprentele, uite când zâmbește, poate se va schimba sufletul." Și e posibil să ajungă și acolo, să știi, pentru că da, este posibil să ajungă. Și bineînțeles, să știi că mesajul de atunci când un copil citește cartea aceasta, cu siguranță. Da, dar pentru copil, da. Deci v-am zis, primul gând a fost pentru așa, m-am gândit la mami și de aceea am vrut ca Bebe să vorbească să vorbească el cu mama, să fie mult mai emoționant. Puteam să fac cumva altfel cartea, să fie frățior de afară, să vorbească, dar din cauza aceasta Bebe a vorbit el și el îi spune: "Mami, ce te iubesc din ce în ce mai mult, din prima clipă." Exact, să pun cât mai multă emoție pentru o mamă care are niște probleme. Dar este o carte pentru copii și ce-mi doresc ca această carte, să rămână copiii cu convingerea că viața începe din prima secundă. Nu începe pe la 2 luni sau pe la 4 luni. Dacă copil citește și vede, uite, îi bate inima cât o sămânță de mac. Și când fac multe ateliere cu cărțile mele, merg la școală sau la biserică sau depinde unde sunt invitată. Și mă duc cu fructele după mine. Și mă duc cu semânța de mac. Și întreb: "Știți cât este? Când crede? Uite, îi bate inima, oare cât e de..." Și unul zice atâta, unul atâta, unul atâta. Și când îmi pun sămânța de mac pe deget și mă duc pe la ei. Și toți rămân așa: "Cum adică?" Wow. Și asta mă gândesc că dacă tu vezi o sămânță de mac și zici: "Păi, uite, inima, când eram eu atâta cât o sămânță," poate rămâne lui în cap și la un moment dat când ajunge mare și când poate trece printr-o criză sau poate altcineva din jurul lui, și să rămână chestia asta în el, acolo este viață din prima clipă și poate schimbă. Așa este. Mai departe nu deci, știu. Deci, practic, este o metodă extraordinară, pentru că îmi place că, pe lângă faptul că scrii, desenezi, deci practic ai un produs complet, mai faci și promovarea aceasta a valorilor folosindu-le chiar de cărțile tale prin ateliere respective. Deci, practic, le vorbești oamenilor și le explic, copiilor în special, și deci spune că ești... Și când în cartea deja începe așa, am apărut într-o explozie de lumină ca un dar al lui Dumnezeu pentru mami, pentru tati și pentru întreaga lume. Și este desenată așa, toată pagina e galbenă și este cumva mâna lui Dumnezeu. Exact așa începe toată cartea. Extraordinar! Sunt uimit de felul cum Dumnezeu lucrează prin ceea ce faci tu și te-aș mai întreba ce alte cărți mai sunt în colecție, cărți pe care tot așa, scrise de tine, ilustrate de tine și de care te folosești în misiunea aceasta. Deci a doua carte, dacă nu mă înșel, să nu le... este, da, Ioana, o poveste despre sindromul Down. Deci am simțit nevoia să scriu... Deci, cartea aceasta nu este pentru copiii care au sindromul Down, și pentru ei, dar e un nivel mult prea mare pentru ei. Am făcut-o pentru familiile lor și pentru restul copiilor, ca să înțeleagă și să dezvolte dragoste față de semenii lor, să aprecieze ceea ce au ei, să înțeleagă că alții sunt altfel, da?
Și am ținut foarte multe ateliere cu ea și copiii au fost foarte încântați. Eu credeam că poate e greu, un subiect greu pentru ei. Nu, chiar m-au rugat mult să fac o continuare. Da, apoi a urmat Tudor o poveste despre adopție. A patra este o poveste așa mai despre copilărie și ceea ce înseamnă ea copilăria. E o poveste în care apar și animăluțe, singura carte în care și vorbesc animăluțele. Am un bărzoi, agentul 007, un hipopotam Ghiuri și un crocodil Iuri și ei încearcă să salveze copilăria care a fost furată de o negură de asta așa foarte supărată. Și mă, până la urmă tot un copil salvează. Dragostea unui copil salvează totul. Și am vrut să, prin această carte, deși e amuzantă și foarte multe chestii întâmplări, esența ei e spre final și e o pagină foarte grea acolo, de aceea grea în sensul că și încărcătură, în care le spun copilor de ce a fost copilăria, ce e copilăria. Copilăria e un dar de la Dumnezeu. Am primit și de ce ne-a dat, ca să înțelegem și să învățăm ce este iubirea, că noi atunci învățăm. În timpul copilăriei învățăm iubirea și la rândul nostru, da, să dăm mai departe, da, de-aia am vrut să le explic, deci, printr-o poveste cu crocodil și cu hipopotam, mi-am spus de fapt copiilor ce este copilăria, că darul Dumnezeu. Foarte frumos și mai ales copilăria merită să fie păstrată, maturizarea aceasta precoce, dorința unor copii de a deveni prea repede oameni mari, nu e chiar ok. Și vedem că lucrul acesta se întâmplă. Mediul în care trăim, condițiile acestea îi maturizează pe copii poate prea devreme. Da, da. Înainte de a fi pregătiți și să ia viața în piept. Da. Așa și apoi urmează, așa, a cincea a fost Leo, o poveste despre prietenie. Este vorba despre un băiețel cu boala oaselor de sticlă. O carte în care țin foarte mult și pe care am dedicat-o lui Sorin Focuță. Mulți poate le cunosc. Știm, da. Da, el a trecut, a plecat la Domnul în 2019. Da, acum 2 ani. Da, și cu el a scris un cuvânt pentru cartea aceasta, pe cartea aceasta. N-a apucat să o vadă ilustrată. Era un copil, să spun așa, poți să rămăsesc un copil cu zâmbetul mereu pe buze. Da, deci era la 45 de ani sau 47 a murit. Și am vorbit cu el la telefon și am întrebat, tu, depresiile, tu cum stai? Și zic, chiar tău că te întreb, dar ai depresii și așa? Și mi-a zis, niciodată. Și zic, niciodată nu l-am fost supărat pe Dumnezeu și îl cred. A putut să stea doar stătea înșezut până la vreo 16 ani, după care a trebuit să stea întins. Și a zis că n-a fost nici invidios pe prietenii, pe ceilalți copii și el a vrut să facă cea mai bună versiune a lui, adică nu s-a comparat cu ceilalți. Și l-a învățat singur, a învățat chiar și calculator, m-a ajutat, ajutau alți oameni. Deci, și el a murit, deci am fost pe la mama lui să-i duc, că anul trecut să-i duc cărțile, și mi-a arătat, avea două foi A4, două pomelnice, dar nu scrise așa. Așa erau scrise, foarte pline. Multe. Și el a murit citind, l-a găsit mama lui, după ce venise de la spital în acea zi, fusese la spital, că fusese rău, el știa că o să moară, fusese la spital, venise acasă la 10, mama lui a zis să se culce și a zis, nu, că mai citește. El în fiecare seară citea pomenicele acelea. Erau nume de prieteni, necunoscuți. Și pe la 2 noaptea mama lui adormise. Și după urmă a rămăsese lumina aprinsă și când s-a trezit, el murise, dar era cu foaia aceea. El a murit pomenindu-i pe ceilalți. Deși el era... Se ruga pentru prietenii lui. Da, deși el era cum era și a zis că pentru el viața... Vista? Era... E impresionant un om care este, să spunem așa, bolnav, pe patul de boală, da? Să se roage pentru... Da, și avea atâta bucurie în el și pentru el viața lui acesta a avut un sens. Povestea nu este inspirată din viața lui, este mai ușoară să zic așa. Era cu un băiețel care mergea totuși, putea să meargă și boala aceasta are diferite stadii, diferite grade de gravitate. Dar el a fost un om... Practic, și de-aia i-am dedicat-o lui și de multe ori le spun la atelierele, povestesc copiilor despre el.
În momentul în care vii cu o asemenea poveste de viață reală, adică te-ai inspirat, chiar dacă nu este 100%, să spunem, exact, povestea vieții lui. E inspirată din povestea unui alt copil, dar aici am pus și la sfârșit, am pus ceva despre el și a scris un practic, cuvânt. Până la urma urmelor, toate aceste povești sunt spre învățătura, spre binele celor care le citesc copilor. Până la urmă, sunt modele de viață acest copii, uitați că se poate, uitați că alții au putut să facă treaba asta și voi puteți face. Da. Faptul că nu ai nu știu ce mașină nu înseamnă că viața ta n-are sens sau dacă s-a întâmplat nu știu ce și ți-ai pierdut la un moment dat jobul sau așa, poți să iei de la capăt. Nu știu, încerc să interes pe copii să vadă că sunt alții care au o viață mult mai grea și doar li se pare că e grea așa cum e acum. Da. Spre categoria aceasta a virtuților care sunt destul de grele. Uite, de exemplu, mă gândeam acum la una care cred că dacă n-ai scris-o sau dacă n-ai plănuit-o, ai putea vorbi despre răbdare cumva. E a patra. Deci, am început o colecție, se numește Cele 12 chei. Nu le-am zis cele 12 virtuți, le-am zis cele 12 chei, pentru că fiecare virtute este prezentată în carte ca și o cheie către ceva. Am început cu curajul, care mi se pare cea mai importantă virtute. Știi că fără curaj nu poți să... Curajul nu este lipsa fricii, ci este trecerea peste frică. Da. Și nu poți să lucrezi alte virtuți dacă nu ai curaj. Chiar și iertarea. Deci prima a fost curajul, a doua perseverența. Ca să poți să fii perseverent, ai nevoie de curaj. Ca să o iei iarăși de la capăt. A treia care urmează să apară este iertarea. Și acolo ca să ierți ai nevoie de curaj, nu? Ca să te lupți cu tine. Primul cu tine. Da. Să... Și a patra este răbdarea, la care nu reușesc să scriu. Deci probabil că mai am nevoie de nițică răbdare să capăt. Răbdarea, da, este o virtute și nu mai vorbesc de îndelunga răbdare, răbdarea sfinților, știți, sunt chestii avansate pentru... Răbdarea celui de lângă tine. E greu. N-am reușit încă să scriu, am tot citit așa despre răbdare, dar nu mi-a ieșit încă. Care e feedback-ul părinților, așa, din discuțiile cu părinții cu care ai dialogat, cu care te-ai întâlnit? Copiii, ai văzut, clar, primesc cu bucurie și sunt angrenați deja. Ce zic părinții cu cei cu care... Legat de astea cu virtuțile sau în general cu cărțile pe care le... Sunt încântați, adică până acum nu m-a certat nimeni, nu mi-a zis că cel puțin n-a avut curajul să... Deci până acum chiar m-au scris și pe Facebook că mi-au mulțumit, mi-au zis că sunt foarte bune cărțile, că îi ajută, că... Deci feedback-ul este bun și mă ajută și pe mine, pentru că uneori... Deci am avut momente de, să zic așa, de deznădejde, că mă gândesc că dar eu cu cine mă lupt, că trebuie să te lupți cu internetul, te lupți cu jocurile, te lupți cu toate chestiile astea și vii tu cu niște cărți care e foarte greu să mai ajungi acum la copii și de multe ori mă gândesc mai mult am înainte, acum sunt convinsă că merită să scriu, pentru că am zis și un copil dacă schimb ceva îi schimbă viața lui și am... Mi-a povestit o mămică care a înfiat o fetiță, a adoptat și fetița, mama lucra la un centru acesta de recuperare, de kinetoterapie și avea și pe fetiță, era cu ea și a zis că a intrat în cameră, în încăpere, a intrat o doamnă care avea un copilaș în brațe cu sindromul Down. Și fetița aceasta despre care adoptată citise și cartea cu Ioana, o poveste despre sindromul Down, îi dădusem, cunoscusem. Și mama ei mi-a povestit că s-a dus fetița la băiețelul acela, l-a mângâiat pe picior și a zis, viața ta va fi foarte frumoasă. Am rămas așa pe cuvânt. O fetiță de 9 ani. Deci doar că a citit cartea aia și a simțit, s-a dus să ia așa și vă dă seama, și mama copilului, că vă dați seama cum s-a simțit, că vine un copil și spune așa ceva copilului. Și am zis că merită chiar și pentru un copil. Aș vrea puțin
mai departe spre o lucrare sau să zicem un proiect frumos pe care l-am aflat de la prietena noastră comună, Ioana Râvnic. A fost inițiatoarea unei campanii de strângere de cărți, da? 1000 de prieteni, 3000 de cărți. Sau, da, s-au strâns niște pentru, de bani, da? S-au strâns bani. Pentru... A dărui, a tipări 3000 de cărți pe care să le dăruim la 1000 de copii. Și din categoria aceasta au fost cărți scrise Curajul, Perseverența și Maia și Străinul. Da, Maia este o altă colecție începută acum. Se numește Copii în siguranță și aceasta abordează niște subiecte cu adevărat greu de și de scris și greu și pentru un părinte e greu să vorbească. Prima este Maia și Străinul, deci cum se înțelege din titlu, este legat de pericolul străinilor și dar nu numai. Abuzurilor. Nu, asta nu intră. Mă rog, legat de răpiri de partea asta și mesajul e să nu plece copilul cu oricine, cunoscut sau necunoscut, fără să anunțe părinții. Deci am pus într-o poveste care e un caz real din Statele Unite și am pus tot mesajul ăsta acolo. Dar urmează niște cărți mai grele, mi-e și așa să mă apuc de ele, una legată de abuzuri. Se va numi Maia și Secretul, dar merg pe partea asta de secret. Oricum, în cărțile sunt ok pentru a fi copii, adică nu se folosesc, nu se explică, nu e ceva șocant acolo în cărți. Pur și simplu, dar ideea e să și înțeleagă că sunt niște pericole copii, nu doar niște povești așa amuzante. Și vor mai fi și despre pornografie una și ceva și încă una despre pericolul ăsta al internetului, ce înseamnă... Practic despre dependențe în general. Da, să zicem și da, și ce înseamnă și relațiile sociale asta de pe internet, care sunt pericolele astea. Da. Foarte frumos, foarte frumos. Să vedem cum. Ce alte planuri mai ai în viitor? Veronica, pe lângă îmbogățirea acestor colecții, bineînțeles, ce alte activități, ateliere? Păi, ateliere am făcut, de acum cel puțin în perioada asta în care nu s-a putut face. Cum te-ai adaptat în perioada pandemiei? Bă, a fost foarte bine. Na, ca să zice așa. Am făcut pe Zoom foarte mult, cu clase întregi. Am făcut chiar la școala altfel sau... Am avut cel puțin acum, înainte de Crăciun, am avut în fiecare zi câte un atelier sau câte două pe zi. Cu toată clasa făcut și atelierele sunt interactive, nu doar le citesc copiilor povestea. Deci generează și discuții. Până la urmă este cârligul acela care dă drumul la o discuție. Practic îi atragi pe copii în discuții și apoi dezbateți mult mai multe lucruri decât le citesc ei în carte. Da, și le-a plăcut și au și revenit. Adică am făcut și al doilea atelier uneori și al treilea atelier cu o altă carte. Și la început mi-a fost greu. Cum simțeam zidul ăsta, ecranul acela. Eram obișnuită cu atelierele când, în clasă, când îi vezi pe copii, simți. Dar m-a ajutat totuși să ajung în niște zone depărtate. Nu puteam ajunge la Cluj așa ușor. Sau toată țara am făcut și chiar... și în Belgia și urmează și în Italia să facem. Deci, practic, ai depășit și granițele cu și sunt foarte... Mai că a fost ok. Ne-am adaptat. Slavă Domnului, uite, cu Dumnezeu se folosește de mijloacele acestea. Pe de altă parte, activitățile acestea, să spunem, de a scrie, de a desena, sunt niște activități care necesită efort și știu că nu e ușor să faci, să scrii, să stai, să desenezi, să-ți vină inspirația, da? Cum te simți acum după această experiență, după atâtea cărți deja scrise, comparându-te cu ceea ce ai fost la început când te-ai apucat să scrii, așa, te simți mai obosită, te simți mai entuziasmată, ai avut odată sentimentul ăsta că ai vrea să renunți? La început mai aveam. M-a apucat chestia asta, că e în lipsi de sens ce fac. Mi se părea așa, uneori, că e lipsi de sens. Că zic, pentru ce fac? Că nu ajută pe nimeni. Că nu ajută pe nimeni. Dar
Apoi încep să văd totuși când am început să am acum tot mai multe semnale și că lucrurile chiar ajută. Așa, acum am certitudine și plan, dacă Dumnezeu mi-a dat să fac chestia asta, ce mă interesează pe mine, ce știe Dumnezeu ce face mai departe, eu asta am de făcut. Și acum nu mai am aceste incertitudini, dar e la fel de greu, e greu. Mai ales să sunt ore multe de când desenezi, stai singur, mie îmi place să fie așa mai socializezi, să vorbesc, să e greu să stai, să ai răbdare, să stai atâtea ore, să nu-ți iasă desenele cum vrei, să te apuce frustrarea. Să o iei de la capăt. Să ai impresia că nu mai știi să desenezi uneori, parcă, Doamne, dar nu mai știu să desenez, adică am câteodată niște aia, trebuie să am răbdare. Uitându-ne în urmă tot așa, să spunem, drumul acesta parcurs împreună cu Dumnezeu, experiența ta de viață după decizia majoră pe care ai făcut-o înspre credință, dacă te-ai situa din nou la aceeași intersecție majoră pe care ai avut-o, la acea cumpără din viața ta, ai mai face aceeași alegere? Oh, da. Acum mai ales că și știu. Bă, ce ai avut altă experiență mult mai mare. Da, da, aș alege, nu că aș alege de acolo, dacă m-aș duce de la început să trec prin tot ce am trecut până am ajuns acolo. Ai făcut-o acolo, mult mai devreme. Nu știu, că poate nu puteam să, nu eram suficient de pregătită să încep. Dar zic, chiar dacă mi-a fost, n-aș renunța la nimic din ce a fost în viața mea. Pentru că orice lucru greu prin care am trecut, am văzut că m-a ajutat totuși ulterior la... Practic, Dumnezeu se folosește de tot felul de lucruri, mijloace, persoane, situații grele de obicei în viață, ca să îl aducă pe om la starea aceea în care îți dai seama că, de fapt, cu propriile tale forțe nu mai poți face nimic. Singura ta scăpare este la Dumnezeu. Toate aceste teme pe care tu le tratezi, curajul, perseverența, nașterea unui copil, sunt teme care necesită, în primul rând, ca autorul și vorbind despre tine, el să fie într-o anumită stare. Nu poți să-l înveți pe cineva să iubească, nu poți să vorbești pe cineva să ierte, nu poți să înveți pe cineva dacă tu nu faci lucrul acesta. De aceea eu cred că Dumnezeu a avut în vedere pregătirea ta ca să ajungi la faza aceasta. În momentul în care tu ești plin de iertare, vei înveța și pe altul să ierte. În momentul în care vei fi plină de curaj, vei învăța să altul să aibă curaj. În momentul în care tu vei fi plină de copilărie și ne-ai demonstrat... E, măcar așa un pic de curaj, adică da? Plin n-o să vei putea fiu nici și copilăria. Plină la de fel. Iertare, da. Atunci vei fi plină de compasiune și să știi să fii alături de un copil bolnav de sindromul Down, să fii alături de un copil bolnav de, știu, autism sau, știu, alte boli. Să înțelegi situațiile acestea necesită o anumită doză de empatie. Și bineînțeles, o inimă sensibilă și sensibilitatea asta vine tot de la Dumnezeu. Poate să o înțeleagă, să o practice și mai mult să învețe și pe alții. Așa că, Veronica, așa cum am spus de câteva ori deja în timpul acestei emisiuni, mă bucur că văd în tine, în ceea ce spui, mâna lui Dumnezeu. Și asta este mare lucru. Da, pot să-ți povestesc ceva cum la cartea Ioana o poveste despre sindromul Down. Mă chinuisem câteva zile. Deci nu mă, eram epuizată, citisem mărturii, eram și presată de timp, voiam la marș să fie gata, la marș pentru viață să o lansăm. Și nu mă, într-o seară, era 12 noapte și zic, Doamne, gata, nu mai pot, am închis totul, m-am întins în pat, zic, Doamne, dar te rog eu frumos, m-am rugat deja de atâtea ori să mă ajuza, dar înțelege că nu mai am timp și trebuie să dau asta. Și m-am întins așa, supărată cumva în pat. Și cum stăteam așa în pat și am început să-mi vină în cap dialogurile, așa au venit personajele, dialogurile, așa, țac, țac, țac. Deci în 5 minute mi s-a derulat toată cartea. Deci a venit până toată noaptea, m-am chinuit, că eram așa obosită încât nu m-am mai trezit să mă apuc să scriu. Și toată noaptea m-am chinuit să nu uit toată povestea. Și mă mai trezeam, cred că în vis mai repetam povestea și când m-am trezit, primul lucru a fost povestea. Și când mi-a venit la loc, repede, în pijamale, nici mă spălase pe față, pe dinți, am scris repede tot ca să nu uiți. Da, exact așa a venit, poc. Pescuirea minunată, și spunea Andrei și Petru, Doamne, toată noaptea le-am chinuit și n-am prins nimic. Și, da, și Domnul Hristos spune, aruncați mreaja în partea dreaptă și
Așa că poveștile mele doar că le apăs și acolo pe taste, știți? Și fac efortul ăsta, dar ele vin așa. Nu sunt meritul meu. Ne apropiem de final și Veronica, aș vrea să întreb, care sunt dorințele tale? Care sunt, să spunem așa, planurile tale pentru anul care urmează? Se prevede a fi totuși un an dificil. Se vede clar că va fi iar sub starea aceasta de criză de COVID-19. Nu vom fi atât de liberi, nu vom fi atât de flexibili. Nu știu cât de mult vei putea călători, nici noi, dacă vom putea organiza evenimente față în față, da? Cu prezență. Care sunt, să spun așa, gândurile tale pentru anul acesta, dorințele tale, care ai dorit să le vezi împlinindu-se? O carte pare, ți-ai dorit să o termini sau cărțile pe care ți-ai dorit să le termini? Am mai multe, sper să... Te rog! Îmi doresc, de exemplu, un album despre al copilului adoptat. Tot am plan, am zis că fac anul trecut, dar n-am reușit. Fie cum este al copilului născut, știți? Să fie cu toate amintirile și ar fi foarte important de făcut. Asta, eu nu știu când o să reușesc. Mai am la colecțiile acestea cu virtuți, sunt vreo 12 cel puțin. Mai sunt la cărțile acestea despre pericole. Deci sunt multe. Eu asta îmi doresc, să dea Dumnezeu putere să le fac. Și atât, atât. Sănătate. Sănătate în primul rând. Sănătate și... inspirație divină, să spun așa, ca Dumnezeu să spună cuvintele, să spune imaginile, astfel încât să fie cât mai puternice, să capteze atenția copiilor, să-i motiveze pe părinți să studieze împreună cu copiii, ca să spune o carte dintre aceasta. De la o carte, că eu am... am avut ocazia să răsfoiesc câteva dintre creațiile tale și vreau să spun că sunt un material didactic extraordinar. Vorbim asta ca părinte, ca și cadru didactic, dacă cineva dorește, le poate folosi la clasă foarte bine. Da, cel puțin și asta cu virtuțile, colecția de virtuți, chiar am gândit-o așa, să fie, sunt format micuț, cu puține, povestea este scurtă, în 10 minute se face, dar discuția poate continua, poate să faci o săptămână întreagă din ele. Dacă extragi acolo câte un... plus că este introdus la final câte un model de personalitate. La Purajul este părintele Nicolae Steinhardt, la Perseverență este Brâncuș, la Iertare va fi alt părinte. Care, deci poți să pornești, să faci și istorie, să faci și civică și tot ce vrei, și religie, să faci... Deci, practic, inclusiv, să spunem, educație culturală, da? Pentru că aduci în față niște personalități ale culturii românești. Da, deci, efect, de-aia am vrut să fie la final și deci, se pot face foarte multe. Deci, copiii vor putea afla de părintele Nicolae Steinhardt mult mai devreme decât ar citi cartea Jurnalul Fericirii. Da. Și la fel despre Brâncuș. Extraordinar. Îți mulțumesc foarte mult, Veronica, a fost o discuție extraordinară. Vreau să spun că am fost uimit de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta. Mărturia aceasta de viață, practic, emisiunea aceasta e o întreagă mărturie a ceea ce Dumnezeu a făcut în tine. Și apoi tu, ce faci și ce vei face în continuare, mă încurajează și pe mine, pentru că și noi suntem în aceeași situație și noi suntem, să spunem, vestitori ai Evangheliei prin ceea ce facem. Dacă tu te-ai descoperit talanții aceștia și sunt extraordinar și vei face lucrul acesta, să spun că faci cu siguranță un lucru din partea lui Dumnezeu. Să semene mintea copilor, inima copilor, încă din cele mai fragede vârste, valorile acestea ale creștinismului, ale dragostei lui Dumnezeu, până la urmă, este un lucru, aș spune, poate cel mai important lucru de pe... Eu uneori râd și zic că fac un fel de agricultură, știți? Este o agricultură spirituală. Semănăm lucruri. De fapt, să știi, fii atent și închei și eu cu încurajare pentru tine. Să nu te sperii vreodată dacă nu vine feedback-ul sau, știu, răspunsul acela pozitiv în care să afli că foarte mulți au citit cartea ta sau au fost vândute, nu știu câte, într-un tiraj foarte mare. Noi avem principiul acesta și spunem,
Dacă o persoană, una, reușește să-L cunoască pe Dumnezeu prin ceea ce facem noi aici, noi suntem mulțumiți. Eu sunt mulțumit și investiția a spus că a meritat și merită. Deci este minimul necesar astfel încât. Și cu siguranță sunt mai mulți decât unul. Dacă da, nu da, da, da. Și știe Dumnezeu pe cei care sunt. Așa că și la tine, dacă un copil, o familie, reușește să îl cunoască, să se apropie Dumnezeu, să îmbrățișeze dragostea aceasta lui Dumnezeu, prin ceea ce faci tu, este o extraordinară. Deja a spune că a meritat efortul, toți anii aceștia de pregătire pe care Dumnezeu i-a făcut cu tine și, bineînțeles, toată investiția pe care Dumnezeu a făcut-o până la urmă. Ești o prezență vie și mai ales un exemplu clar al ceea ce Dumnezeu a investit în om, în creația aceasta. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu mulțumesc. A fost o experiență extraordinară și pentru mine și pentru dumneavoastră. Cred că, stimați telespectatori, sunt sigur că v-ați bucurat de această emisiune. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și noi de aici vă salutăm. Până data viitoare vă spunem la revedere!